Săptămâna trecută, inspectorii ITM Alba au continuat seria controlelor la firmele din județ pentru depistarea eventualelor nereguli. Activitatea a vizat cu prioritate sancționarea muncii nedeclarate. O societate de ajutorare din Alba Iulia s-a ales cu o amendă de 40.000 de lei după ce a fost depistată cu 4 persoane la muncă pentru care nu avea acte legale de angajare. În perioada 28-30 aprilie, în domeniul relațiilor de muncă, au fost efectuate controle la 15 unități comerciale, cu un număr total de 147 de angajați și au fost constatate 13 deficiențe. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlate 6 firme și constatate 10 deficiențe.